Tabăra de la Năvodari s-a animat încă de la primele ore ale dimineții, când au început să ajungă tinerii artiști. Copiii din Târgu Mureș, Ploiești, dar și din alte orașe ale țării au ajuns cu o zi înainte de festivalul Dance Art România Open. Acest festival a ajuns anul acesta la cea de-a 7-a ediție și începe încet, încet să devină o tradiție. Declanșăm astăzi seria 4-a, o serie importantă pentru noi, pentru că avem și un festival de dans, Dance Open Romania, un festival de a cărui prezență ne bucurăm de mulți ani și suntem mândri că îl găzduim, mai ales în teatrul de vară. Entuziasmați, micii artiști au ceva emoții pentru acest eveniment, însă spun că le vor lăsa în culise înainte de a urca pe scenă. Cum crezi că o să fie tabăra asta? Foarte distractivă. Cu ce planuri ai venit? Cu planul să mă distrez și să mă duc la mare și să concurez. Ai venit la festival? Da. La ce o să particip? Dansez. Ai mai fost până acum la festival? Nu. Din Cocoroș Colț. Județul Placura, România. La festival sunt încurajate să participe școli de dans din țară, școli, palate și cluburile copiilor din țară, dansatori amatori, dar și trupe de dans din România și străinătate. Din păcate, autoritățile locale nu încurajează copiii care aleg dansul. Spre exemplu, acest grup este din Ploiești și pentru a putea participa la festival au fost nevoiți să scoată ei bani din buzunar. Păcat că nu avem susținere din partea primarilor sau altor sponsori și așa mai departe. Da, pe banii lor. Alții se investesc prea mulți bani în fotbal, adică noi suntem un grup mult mai mare, de vreo 50-60 de copii. În loc ca primarul să investească în noi, unde suntem 60 de copii, investesc în 15 copii. Dance Art România Open este structurat pe 4 secțiuni, iar gala laureaților va fi în ultima zi a festivalului. Evenimentul are un caracter internațional și este organizat de Asociația Județeană Sportul pentru Toți Buzău, în parteneriat cu Tabăra Năvodari, Consiliul Local Năvodari și Primăria Năvodari.